Ramona de la Clejani și Adi Paris se confruntă din nou cu probleme în relație. Cu puțin timp înainte ca aceștia să devină soț și soție, artista a anunțat că nu știe dacă marele eveniment va mai avea loc, căci ea și logodnicul ei trec printr-un impas, din cauza unei condiții pe care bărbatul i-a impus-o vedetei. Artista și partenerul ei de viață au o relație tumultoasă, iar de când formează un cuplu au tot trecut prin despărțiri și împăcări, vedeta chiar iertându-l pe bărbat pentru episoadele de infidelitate. În ultima perioadă, însă, părea că lucrurile s-au așezat între ei, ba chiar Ramona de la Clejan dezvăluia că ea și Adi Paris vor deveni în curând soț și soție. Totuși, se pare că neînțelegerile au apărut din nou între cei doi îndrăgostiți. Cu puțin timp înainte de nuntă, Ramona de la Clejan a vorbit despre despărțire și a mărturisit că nu știe dacă evenimentul va mai avea loc, căci partenerul ei a impus să nu mai lucreze cu Dan Bursuc, impresarul cântăreților de manele și nici cu alți artiști, lucru care a deranjat-o teribil pe brunetă. Thank you.